În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Fraților prea iubiți, în această noapte preasfântă, în care Domnul nostru Iisus Hristos a trecut din moarte la viață, Biserica îi cheamă pe fiii săi, răspândiți în lumea întreagă, să se adune în priveghere și rugăciune. Dacă vom comemora astfel Paștele Domnului, ascultându-i cuvântul și celebrându-i tainele sfinte, vom avea speranța de a fi părtași de biruința Lui asupra morții și de a trăi împreună cu El în Dumnezeu. Să ne rugăm, Dumnezeule, care prin Fiul Tău ai dăruit credincioșilor flacăra luminii Tale, sfințește acest foc nou
și prin aceste sărbători ale Paștelui, înflăcărează-ne de dorințe cerești, ca să putem ajunge cu inimi curate la sărbătorile luminii veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Hristos, ieri și astăzi, începutul și sfârșitul, Alfa și Omega, a Lui sunt timpurile și veșnicia, a Lui este mărirea și puterea pentru toată veșnicia. Amin. Prin rănile sale sfinte, glorioase, să ne păzească și să ne ocrotească Hristos, Domnul nostru. Amin. Lumina lui Hristos, care învie, plin de mărire, să risipească întunericul inimii și al minții. Lumina lui Hristos, mulțumim lui Lumina lui Hristos, mulțumim lui Dumnezeu.
Lumina lui Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu. Tresăltați de bucurie, voi îngerilor o știre cerească. Bucurați-vă voi toți care îl slujiți pe Dumnezeu, vestiți cu sunete de trâmbițe biruința unui rege atât de mare. Bucură-te și tu, pământule, învăluit în atâta lumină, căci împăratul cel veșnic te-a îmbrăcat în strălucirea sa și a izgonit întunericul nopții tale. Tresaltă de bucurie, Sfântă Maică Biserică, împodobită cu splendoarea luminii sale, să răsune acest sfânt lăcaș de strigătele puternice ale mulțimii. De aceea, fraților prea iubiți, adunați în jurul acestei sfinte lumânări, împreună cu mine implorați îndurarea lui Dumnezeu cel atotputernic, pentru ca El, care m-a ales fără vrednicia mea, în rândul slujitorilor Săi, să reverse asupra mea strălucirea luminii sale, ca să cânt lauda acestei lumânări. Domnul să fie cu voi. Sus inimile.
mulțumim Domnului, Dumnezeului nostru. Adevărat vrednic și drept este să-L preamărim cu toată înflăcărarea inimii și cu toată puterea glasului pe Dumnezeul cel nevăzut, Tatăl atotputernicul, și pe Fiul Său unul născut, Domnul nostru Iisus Hristos, care pentru noi a plătit veșnicului Părinte datoria lăsată de Adam și a spălat cu sângele Său preasfânt păcatul strămoșesc. Aceasta este sărbătoarea Paștelui, în care este jertfit adevăratul miel, cu sângele căruia sunt sfințite sufletele credincioșilor. Aceasta este noaptea în care odinioară i-ai scos pe părinții noștri, pe fiul Israel din Egipt, și în care i-ai făcut să treacă prin Marea Roșie ca pe un drum uscat. Aceasta este noaptea care a risipit întunericul păcatului prin coloana cea luminoasă. Aceasta este noaptea care acum în toată lumea îi aduce din nou la har și unește cu sfinții pe cei care cred în Hristos, după ce au fost smulși din stricăciunea lumii și din întunericul păcatului. Aceasta este noaptea în care Hristos, rupând lanțurile morții, se înalță biruitor din adâncuri. În zadar ne-am fi născut, dacă n-am fi fost răscumpărați. Cât de minunată este bunătatea și îndurarea ta față de noi. O admirabilă revărsare a dragostei, pentru a-i răscumpăra pe sclavi, l-ai dat pe însuși Fiul Tău. O păcat al lui Adam, datorită ție a murit Hristos,
care te-a nimicit și ne-a adus mântuirea. Fericită vină, pentru că ai avut parte de un răscumpărător atât de mare. Da, cu adevărat fericită noapte, numai ție ți s-a dat să cunoști ora în care Iisus Hristos a înviat din morți. Aceasta este noaptea despre care stă scris: noaptea va fi luminată ca ziua. Noaptea mă va înconjura ca o lumină strălucitoare spre bucuria mea. Puterea sfântă acestei nopți șterge fără de legile, spală orice vină. Celor căzuți în păcat le redă nevinovăția, celor întristați bucuria. Stinge dușmănile, aduce înțelegerea, frânge silniciile. O noapte cu adevărat fericită, tu ești aceea care ai împăcat cerul cu pământul, pe Dumnezeu cu omul. În această noapte a Harului, primește, Părinte Sfânt, ca jertfă de seară, această cântare de laudă și flacăra acestei lumânări pe care ți-o oferă Sfânta Biserică prin mâinile noastre. Iată înțelesul acestei lumânări pascale, pe care am aprins-o în cinstea lui Dumnezeu de la focul binecuvântat. Deși flacăra ei a fost împărțită la atâția, ea nu și-a pierdut nimic din strălucirea sa. Într-adevăr, ea se hrănește din ființa multor flori, preschimbată de albina mamă în ceară prețioasă. Te rugăm așadar, Doamne, fă ca lumânarea aceasta sfințită în cinstea numelui Tău să lumineze fără încetare, ca în această noapte să risipească întunericul. Primește-o ca pe o jertfă plăcută ție,
și fă-o să strălucească împreună cu luminile cerului. Să o găsească încă aprinsă luceafărul dimineții. Acel luceafăr care nu apune niciodată, Fiul tău, Domnul nostru, Iisus Hristos, care ridicându-se glorios din mormânt, și-a revărsat strălucirea asupra neamului omenesc, și care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Fraților prea iubiți, după ce am început cu solemnitate această priveghere, să ascultăm cu inimi liniștite cuvântul lui Dumnezeu, să medităm acum odinioară Dumnezeu a izbăvit poporul său, iar în vremurile din urmă l-a trimis pe Fiul său ca răscumpărător, să ne rugăm Dumnezeului nostru să desăvârșească lucrarea mântuitoare a misterului pascal. Citire din Cartea Genezii. La început Dumnezeu a creat cerul și pământul. Dumnezeu a zis, să-l facem pe om după chipul și asemănarea noastră, ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate fiarele sălbatice, și toate vietățile care se târăsc pe pământ. Și l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul său. I-a creat după chipul lui Dumnezeu, el a creat bărbatul și femeia, Dumnezeu i-a binecuvântat zicând, fiți rodnici, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuniți-l. Stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietățile care se mișcă pe pământ. Apoi a zis Dumnezeu, iată, vă dau toată iarba care face sămânță de pe toată fața pământului și tot pomul ce are rod cu sămânță întrânsul. Acestea vor fi hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului și tuturor păsărilor cerului și tuturor viețuitoarelor care se mișcă pe pământ, care au în ele suflare de viață, le dau toată iarba verde ca hrană. Și așa a fost. Dumnezeu a privit toate cele pe care le-a făcut și iată, erau foarte bune. Cuvântul Domnului. Tu îți trimiți Duhul tău de vor fi create și noi renoi fața pământului și vei renoi fața pământului. Tu
îți trimiți Duhul Tău și ele vor fi create și vei renoi fața pământului. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, Tu ești nemărginit de mare. Tu ești înveșmântat în strălucire și măreție, învăluit în lumină ca într-o haină. Tu îți trimiți Duhul Tău și ele vor fi create și vei renoi fața pământului. Tu ai așezat pământul pe temelii solide, ca să nu se clatine în veci de-a apurul. Tu le-ai acoperit cu abisul cum l-ai acoperit cu haină, și apele stăteau până deasupra munăților. Tu îți trimiți Duhul Tău și ele vor fi create și vei renoi fața pământului. Tu faci să țâșnească izvoarele în văi și ele se strecoară prin tremunți. Păsările cerului locuiesc deasupra lor și dintre ramuri și înalță glasul Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care cu negrăită înțelepciune orânduiești toate lucrările Tale, dă-le celor răscumpărați harul să înțeleagă că minunată a fost la început crearea lumii, dar și mai minunată la plinirea timpurilor, jertfa lui Hristos, mielul nostru de Paști, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Citire din Cartea Exodului. În zilele acelea, Domnul i-a zis lui Moise: de ce strigi către mine? Poruncește-le fiilor lui Israel să pornească la drum, iar tu ia-ți toiagul, întinde-ți brațul asupra mării și desparte-o în două, pentru că fiii lui Israel trebuie să treacă prin mijlocul mării ca pe uscat. Iată, eu voi împietri inima egiptenilor ca să meargă pe urmele lor în mare. Eu voi triumfa spre gloria mea asupra faraonului și a întregii sale armate, asupra carelor și călăreților săi. Atunci egiptenii vor ști că eu sunt Domnul, când voi triumfa spre gloria mea asupra faraonului, asupra carelor și călăreților săi. Îngerul Domnului, care mergea în fruntea armatei lui Israel, și-a schimbat locul și mergea în urma lor. Stâlpul de nor s-a ridicat dinaintea lor și s-a așezat în spatele lor. Astfel a venit, a stat între tabăra egiptenilor și tabăra fiilor lui Israel. Acest nor era întuneric pentru unii, iar pentru ceilalți lumină în timpul nopții, și toată noaptea n-au putut să se apropie unii de alții. Moise și-a întins mâna asupra mării,
Domnul a alungat marea toată noaptea cu un vânt puternic de la răsărit și a transformat-o în uscat. Apele s-au despărțit, iar fiii lui Israel au intrat prin mijlocul mării, mergând ca pe uscat. Apele erau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Egiptenii, urmărindu-i, au intrat după ei în mijlocul mării, cu toți caii lui Faraon, cu carele și călăreții lui. Spre ziua, Domnul a privit din stâlpul de foc și din nor spre tabăra egiptenilor și a umplut tabăra egiptenilor de spaimă. A făcut să sară roțile de la carele lor, încât cu greu mergeau carele. Atunci au strigat egiptenii: să fugim din fața lui Israel, căci Domnul se luptă pentru ei împotriva noastră. Domnul i-a zis lui Moise: întindeți mâna asupra mării, ca să se întoarcă apele asupra egiptenilor, asupra carelor lor și asupra călăreților lor. Moise și-a întins mâna asupra mării și marea s-a întors spre ziua la locul ei. Egiptenii fugeau împotriva apei și i-a necat Dumnezeu în mijlocul valurilor. Apele s-au tras la loc și au acoperit carele și călăreții întregii oștiri a lui Faraon, care intraseră după izraeliți în mare și nu a scăpat niciunul dintre ei. Fiii lui Israel însă au trecut prin mare ca pe uscat și apa le-a fost ca un zid la dreapta și la stânga. Așa i-a salvat Domnul în ziua aceea pe izraeliți din mâna egiptenilor și a văzut Israel cadavrele egiptenilor pe țărmul mării. A văzut Israel puterea cea mare pe care o a folosit-o Domnul împotriva egiptenilor. S-a temut poporul de Domnul și a crezut în Domnul și în Moise, slujitorul lui. Atunci Moise și fiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta: să cântăm Domnului, căci strălucită este biruința sa. Să Să cântăm Domnului, căci strălucită este biruința sa. A aruncat în mare calul și călărețul. Domnul este puterea și tăria mea, El a devenit mântuirea mea. El este Dumnezeul meu, pe El îl voi cinsti. El este Dumnezeul părinților mei, pe El îl voi preamări. Să cântăm Domnului, că strălucită este biruința sa. Domnul este un luptător viteaz, numele Lui este Domnul. A aruncat în mare carele și oștirea lui Faraon. Luptătorii Lui aleși au fost necați în Marea Roșie. Să cântăm Domnului, că strălucită este biruința. Abisul i-a acoperit, s-au scufundat în adâncul mării ca o piatră. Dreapta ta, Doamne, și-a arătat puterea. Dreapta ta, Doamne, l-a lovit pe dușman. Să cântăm Domnului, că strălucită este biruința sa. Ai călăuzit în îndurarea ta poporul pe care l-ai eliberat și cu puterea ta l-ai purtat spre lăcașul tău cel sfânt.
Tu vei duce poporul tău și îl vei așeza pe muntele moștenirii tale, în locul pe care tu, Doamne, ți l-ai ales ca lăcaș, în templul tău cel sfânt pe care l-au zidit mâinile tale. Domnul domnește de-a pururi în veacul veacului. Să ne rugăm. Dumnezeule, noi vedem și în zilele noastre, strălucind faptele minunate pe care le-ai săvârșit odinioară. Ceea ce ai făcut pentru un singur popor, eliberându-l cu puterea dreptei tale de urmărirea egiptenilor, săvârșești acum spre mântuirea tuturor neamurilor, renăscându-le prin apa botezului. Că toți oamenii să fie primiți între fiii lui Abraham și să aibă parte de demnitatea poporului ales, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Citire din cartea profetului Isaia. Așa vorbește Domnul: voi care sunteți însetați, veniți la apă. Chiar dacă nu aveți bani, veniți. Veniți și procurați-vă grâu fără bani și mâncați. Procurați-vă vin și lapte fără să plătiți nimic. De ce vă irosiți banii pentru ceea ce nu vă hrănește și munca voastră pentru ceea ce nu vă satură? Ascultați-mă pe mine și veți mânca numai bunătate și vă veți hrăni cu mâncăruri alese. Deschideți-vă urechile, veniți la mine. Voi încheia cu voi un legământ veșnic, după cum i-am promis lui David. Iată, pe el l-am pus ca o mărturie pentru popoare, conducător și stăpânitor peste neamuri. Iată, tu vei chema la tine popoare pe care nu le știi și vor alerga la tine popoare care nu te cunosc. Vor face aceasta din iubire pentru Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, care te va preamări. Căutați-l pe Domnul cât timp îl mai puteți găsi, chemați-l câtă vreme este aproape de voi. Cel rău să-și părăsească drumul lui și omul nelegiuit gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, căci el se va îndura de dânsul, la Dumnezeul nostru, cel mult iertător. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre, și căile voastre nu sunt căile mele, spune Domnul. Cu cât cerul se înalță deasupra pământului, cu atât căile mele se înalță peste căile voastre și gândurile mele peste gândurile voastre. După cum ploaia și zăpada care cad din ceruri nu se întorc înapoi fără să ude pământul, fără să-l facă să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui care mănâncă, tot așa și cuvântul meu, care iese din gura mea, nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face ceea ce vreau eu și își va împlini misiunea. Cuvântul Domnului. Cântați cu bucurie și veselie, căci mare și sfânt este Domnul. Cântați cu bucurie și veselie,
Dumnezeu este Mântuitorul meu, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic. Căci Domnul este tăria și lauda mea, în El am aflat mântuirea. Cu bucurie veți scoate apă din izvoarele mântuirii. Cântați cu bucurie și veți spune atunci, lăudați pe Domnul și chemați numele Lui. Vestiți printre neamuri lucrările sale. Cântați Domnului că ce-a făcut lucruri minunate, să știe aceasta tot pământul. Strigați cu bucurie și veselie locuitorii ai Sionului, căci Dumnezeu este în mijlocul vostru. Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, speranța unică a lumii, care prin cuvintele profeților tăi ai vestit tainele ce se împlinesc în vremea de acum, sporește râvna poporului tău, pentru că nimeni dintre cei care cred în tine nu poate înainta în virtute fără puterea harului tău. Prin Hristos, Domnul nostru. Gloria in excelsis Deo.
să ne rugăm. Dumnezeule, care dai strălucirea acestei nopți preasfinte, prin slava învierii Domnului, întărește în biserica ta Duhul înfierii, pentru ca noi, fii tăi renoiți cu trupul și cu sufletul, să slujim în curăția inimii, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Hristos înviat din morți nu mai moare. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, nu știți că noi toți care am fost botezați în Hristos Iisus, am fost botezați în moartea Lui? Așadar, am fost înmormântați împreună cu El prin botez în moartea Lui, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin gloria Tatălui, la fel și noi să umblăm într-o viață nouă. Căci dacă am fost împreună sădiți într-o moarte asemănătoare cu a Lui, la fel vom fi în înviere știind bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie nimicit, așa încât să nu mai fim sclavii păcatului, fiindcă cel care a murit a fost eliberat de păcat. Dar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, știind că Hristos cel înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio putere asupra Lui. Când a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna, dar acum este viu. El trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi, considerați că sunteți morți pentru păcat, dar vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus. Cuvântul Domnului. Aleluia! Veșnică este îndurarea Lui. Să spună acum Israel că este bun. Veșnică este îndurarea Lui. Domnului a făcut lucruri minunate, dreapta Domnului m-a înălțat. Nu voi muri, ci voi trăi și voi istorisi faptele Domnului. Pe care au aruncat-o zidarii, a ajuns în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Aleluia!
Domnule să fie cu voi. Și cu tău. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. După ce a trecut sâmbăta, în zorii primei zile a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată, a venit un cutremur mare. Îngerul Domnului a coborât din cer, s-a apropiat și a rostogolit piatra, apoi s-a așezat pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul, iar haina lui era albă ca zăpada. De frică paznicii s-au cutremurat și au rămas ca morți. Dar îngerul, luând cuvântul, le-a spus femeilor: voi nu vă temeți, știu că-L căutați pe Iisus cel răstignit. Nu este aici, căci a înviat după cum a zis. Veniți și vedeți locul unde a zăcut. Mergeți în grabă și spuneți discipolilor lui: a înviat din morți și iată, merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată, v-am spus, plecând în grabă de la mormânt, cu frică și cu bucurie mare, au alergat să dea de știre discipolilor lui. Și iată, Iisus le-a ieșit în întâmpinare și le-a zis: bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, i-au cuprins picioarele și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, mergeți și dați de știre fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Cuvântul Domnului. Hristos a înviat. Hristos învinde morți numai mare. Moartea nu mai are nicio putere asupra Lui. Bucurați-vă! Zilele voastre, dragi părinți concelebranți, dragi frați și surori în Hristos, dragi radioascultători, pentru ce îl căutați pe cel viu între cei morți?
nu este aici, a înviat. Mergeți și spuneți discipolilor că sunt viu. Mă fac ecoul îngerilor și vă întâmpin cu vestea cea mai surprinzătoare din istoria lumii, spunându-vă cu bucurie, Hristos vincit, Hristos regnat, Hristos imperat. Hristos învinge, Hristos domnește, Hristos de-a pururi poruncește. Toate acțiunile liturgice, ce din această fericită noapte, aprinderea lumânării, cântul bucuriei și al biruinței, preconium, pascal, care au deschis și au marcat momentul privegherii, lecturile sfinte, cântul Aleluia și Gloria, momentul sfânt al proclamării Evangheliei, ne introduc în atmosfera speranței și ne fac să auzim și să simțim același anunț ceresc și aceeași veste bună. Nu este aici, nu mai este în mormânt, ci e viu. A înviat după cum au prevestit prorocii și după cum chiar El a spus că va fi dat în mâinile răufăcătorilor, că va fi omorât, dar a treia zi va învia. Ce frumos răsună în inima acestei nopți binecuvântate cuvintele: nu vă temeți, îl căutați pe Iisus Nazarineanul cel răstignit, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Cât de impresionantă nu a fost și nu rămâne ceremonia aprinderii lumânării. Simbolul luminii ieșite din mormânt la începutul acestei privegheri sfinte, când aici la Iași, la București, la Roma, la Paris, în America sau la Ierusalim, ierarhii, preoții, în toate bisericile, se îndreaptă spre lume spunând: veniți și luați lumină, lumina lui Hristos. Veniți să vă umpleți sufletul și viața din Hristos și cu Hristos, care este viu și nu mai moare. Ce miracol are loc atunci când se aprinde lumânarea și lumina se împarte la mii și milioane de oameni, fără ca ea să scadă sau să se termine. Lumina astfel a ajuns și la noi, după mai bine de 2000 de ani, și continuă să lumineze lumea. Minunea luminii învierii sfinte a surprins și surprinde mintea omului și nu o poate explica decât admirând-o, recunoscând-o și proclamând-o ca un dar dumnezeiesc. Să notăm bine, învierea nu este un lucru omenesc, nu este o lucrare de laborator, nu este o invenție omenească, ci divină, dumnezeiască, o operă care îi aparține doar autorului vieții și stăpânului ei. Mesajul Paștelui este unicul și marele anunț de bucurie adevărată, un anunț ce surprinde, copleșește. Învierea lui Hristos este o noutate absolută, care rămâne ca atare de-a lungul secolelor, pentru că este un act divin și confirmă prezența lui Dumnezeu în istorie și în viața oamenilor. Cum să prezentăm un asemenea eveniment extraordinar în cuvinte omenești? Evangheliștii ne vorbesc despre un cutremur de pământ, despre îngerul care înlătură piatra de pe mormânt, despre aspectul fulminant și îmbrăcămintea strălucitoare a vestitorilor învierii, despre spaima gărzilor, despre bucuria femeilor sfinte care îl întâlnesc, despre surprinderea apostolilor care îl primesc în cenacul, despre prosternarea lui Toma în adorație, exclamând: Domnul meu și Dumnezeul meu.
Toate acestea sunt semne și gesturi omenești peste care rămâne un singur lucru esențial. Vestea proclamată de trimisul ceresc nu este aici, a înviat. Paștele sau învierea Domnului reprezintă pentru orice creștin și ne bucurăm că toți creștinii în această noapte și în această zi admiră, adoră și se întâlnesc cu Iisus. Este punctul central, culminant al manifestărilor de cult și al bucuriei sufletești. Paștele sau învierea Domnului nu se comemorează, ci se trăiește, se actualizează, devine realitate de credință sufletească. Între cele mai mari și vechi timpuri, creștinii, atât în Orient cât și în Occident, au ținut să marcheze acest moment pe parcursul unei săptămâni întregi, numite Săptămâna Sfântă. Ea începe cu intrarea lui Iisus la Ierusalim, Duminica Florilor, și se încheie cu învierea, ieșirea glorioasă din mormânt. Când celebrăm învierea Domnului, proclamăm punctul culminant al istoriei mântuirii, spre care s-au îndreptat toate profețiile, toată istoria Vechiului Testament și de la care izvorăște și se revarsă peste lume toată mântuirea și pacea adevărată. O imagine pământească ilustrativă poate fi și cea pe care a rânduit-o Dumnezeu pentru Hristos, imaginea și realitatea Calvarului, de unde curge și se revarsă spre lume tot binele și toată viața, așa cum de la poalele munților izvorăște apă dătătoare de viață, ce străbate câmpiile, ajungând până la Marea Cea Mare, făcând ca totul împrejur să fie viu, să fie plin de viață, pentru apa cea vie care iese din mormânt. Paștele, care în termeni biblici însemnează trecere, vrea să marcheze trecerea din moarte la viață, din sclavie la libertate, din întuneric la lumină, din păcat la sfințenie, de la omul vechi la omul cel nou, din condamnare la binecuvântare. Învierea Domnului a avut loc odată pentru totdeauna și s-a înscris în istoria mântuirii omului ca și o pecete de neșters. Iisus, odată înviat din morți, nu mai moare. Moartea nu mai are nicio putere asupra lui. Ea confirmă adevărul cuvintelor sale și ne dă garanția speranței pe care o purtăm în noi. Niciun om nu vrea să moară. Iar dacă moartea se apropie, dorește și speră să rămână mereu viu în viață. Prin jertfa, moartea și învierea sa, Iisus pecetluiește însuși drumul vieții noastre, garantând fiecăruia împlinirea acestui vis. Murind cu El, care a murit și a înviat prin botez, și noi cu toții vom avea parte cu El de înviere. De acest mister ne bucurăm atunci când celebrăm Sfânta Înviere. De această speranță se umple inima noastră și, de fapt, acesta este sensul și scopul vieții creștine. Nu este ușor să pătrunzi în această taină și mulți nu iau în seamă, nici nu se lasă călăuziți și susținuți de ea. E greu să accepți crucea pentru a te urca pe ea și astfel să te bucuri de înviere și înălțare. Altă cale de a ieși din această soartă nu este. Crucea devine astfel puntea de trecere peste pragul și prăpastia morții pentru a păși în viața fără de sfârșit, cu El, cel înviat din morți. Trebuie să notăm că Iisus nu a respins și nu a înlăturat suferința. El nu a scos crucea din lume, ea rămâne mereu. Ceea ce a făcut Iisus însă a fost altceva. A îmbrățișat-o, a luat-o asupra sa, s-a folosit și a transformat-o în instrument de mântuire, de salvare, de înviere și înălțare. Este un adevăr care ne însoțește mereu.
Vinerea mare, crucea, moartea, care ne ies în cale, trec. Ziua învierii vine, ziua înălțării. Biserica creștină, atât cea din apus, cât și cea din răsărit, a acordat mereu și acordă o mare importanță celebrării acestui adevăr, acestui mister al credinței noastre, prezentându-l ca lumină, speranță, izvor de pace și de mântuire. Ne-am bucurat cu toții în această noapte sfântă să ascultăm imnul special pe care Biserica Catolică îl proclamă cu toată solemnitatea, în timp ce comunitatea și lăcașul sfânt este inundată de luminile lumânărilor aprinse de la lumânarea pascală. Este imnul luminii. Exultet, bucurați-vă, bucură-te, să se bucure pământul și cer. De la această lumânare pascală am primit cu toții lumină și ea nu s-a terminat. Ea nu s-a epuizat. O putem împărtăși tuturor oamenilor și fraților noștri și ea rămâne intactă. Este misterul lui Dumnezeu care se oferă și nu se micșorează. Este taina vieții sufletești care ne însuflețește și ne îndumnezeiește, care ne umple de speranță și curaj. Nimic nu este întâmplător și surprinzător. Este iubirea care se împărtășește și care se răspândește fără rezerve și fără limite tuturor celor care o doresc și o caut. Câtă înțelepciune și cât adevăr se află în acest mister. Lumina soarelui divin, lumina lui Hristos coboară și umple orice suflet care nu se lasă întunecat de păcat. De aceea biserica invită pe toți fiii ei să se apropie de Hristos și de lumina sa pentru a purta acasă minunata strălucire a soarelui divin ieșit biruitor din mormânt. Hristos înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio putere asupra Lui. Nu uităm nici asupra noastră dacă noi credem în ea. În atmosfera pe care o trăim în această noapte și zi sfântă, că noi toți creștinii din România, toți împreună, din bisericile noastre și din comunitățile ecleziale, trăim bucuria învierii, suntem onorați să primim un mesaj frumos al unui compatriot al nostru, a marelui poet creștin, George Coșbuc, ce ne îmbucură cu versurile sale și ne invită la o mărturisire comună a învierii. Un om inspirat. Prin pomi e ciripit și cânt, văzducul-i plin de un roșu soare și sălciile albă floare, e pace în cer și pe pământ. Răsuflul cald al primăverii adus a zilele învierii și cât e de frumos în sat. Creștinii vin tăcuți din vale și doi de se întâlnesc în cale, își zic, Hristos a înviat și râde atâta sărbătoare din chipul lor cel ars de soare. Așa vă spunem tuturor, dragi și iubiți credincioși, cei care prețuiți învierea, cei care veți nădejde în Hristos, bucurați-vă! El este viu. E viu pentru noi. E viu ca și noi să fim vii cu El în împărăția sa. Tuturora, bucurie, sărbători fericite, Hristos a înviat. Urmează
Arătea treia liturghia baptismală, sfințirea apei de botez, cu care noi intrăm în împărăția lui Iisus. Să invocăm cu stăruință, prea iubiților, harul lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, asupra apei, pentru ca aceia care se vor naște din ea la o viață nouă să fie uniți cu fiii adoptivi lui Dumnezeu în Hristos. Să invocăm cu stăruință harul lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul asupra acestei ape, pentru ca ea să devină pentru noi izvor de viață veșnică. Sfinte Grigore, Sfinte August.
Francisc și Dominic. Sfinte Ignațiu de Loyola, Sfinte Francisc Xaveriu, Sfinte Ioane Vianney, Sfântă Tereza, Sfântă Ecaterina de Siena, Fericite Vladimir Chica, Fericite Anton Durcovici, toți sfinții și sfintele lui Dumnezeu. Binevoiește a călăuzi, a cărmui și a păstra biserica ta sfântă. Ca să binevoiește a păstra în sfântă credință pe sfântul nostru părinte și toate treptele bisericești. Ca să binevoiești a ne întări și a ne păstra și pe noi în slujba ta cea sfântă. Ca să binevoiești a dărui tuturor popoarelor pacea și adevărata înțelegere. Ca să binevoiești a sfinții această biserică. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, cel viu, Hristoase, auzi-ne! Dumnezeule, cu putere nevăzută, Tu săvârșești lucruri minunate prin semnele Sfintelor Taine și de-a lungul timpului ai pregătit în multe chipuri apa făptura Ta ca să dezvălui harul botezului. Dumnezeule, Duhul Tău
încă de la facerea lumii, se purta deasupra apelor, dându-le de pe atunci sămânța puterii de sfințire. Dumnezeule, prin însăși revărsarea potopului, ai arătat chipul renașterii spirituale, căci una și aceeași apă a însemnat în mod tainic și sfârșitul păcatului și începutul sfințeniei. Dumnezeule, Tu i-ai făcut pe fiul lui Abraham să treacă Marea Roșie pe cărare uscată, pentru ca mulțimea eliberată din robia faraonului să prefigureze poporul celor botezați. Dumnezeule, când fiul tău a fost botezat de Ioan în apele Iordanului, a fost uns cu Duhul Sfânt, când a fost răstignit pe cruce din coasta lui, a izvorât sânge și apă, iar după ce a înviat, le-a poruncit ucenicilor săi zicând: mergeți și învățați toate popoarele, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Și acum te rugăm, privește la fața bisericii tale și binevoiește, ai deschide izvorul botezului, fie ca această apă să primească de la Duhul Sfânt harul Fiului Tău unul născut, pentru ca prin taina botezului omul creat după chipul său să fie spălat de toată pricana străvechiului păcat și să se învrednicească în via ca făptură nouă din apă și din Duh Sfânt. Te rugăm, Doamne, să coboare în această apă puterea Duhului Tău cel Sfânt, prin Fiul Tău, Iisus Hristos, pentru ca toți înmormântați fiind împreună cu El la viața dumnezeiască, El care fiind Dumnezeu să învie, El care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește împreună în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Celor prea iubiți, prin misterul pascal noi am fost înmormântați împreună cu Hristos prin botez, ca să trăim împreună cu El într-o înnoire a vieții. De aceea acum, la sfârșitul celor 40 de zile de pocăință, să ne reînnoim făgăduințele făcute la Sfântul Botez, făgăduințe prin care ne-am lepădat odinioară de satana și de faptele lui și ne-am obligat să-i slujim lui Dumnezeu în Sfânta Biserică Catolică. Așadar, vă întreb, vă lepădați de satana, mă lepă, și de toate faptele lui, mă lepă, și de toată trufia lui, credeți în Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului? Cred. Credeți în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, care s-a născut din Maria Fecioară, a pătimit și s-a îngropat, a înviat din morți și șade de-a dreapta Tatălui? Cred. Credeți în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața cea veșnică? Cred. Iar Dumnezeu cel Atotputernic, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a renăscut din apă și din Duh Sfânt și care ne-a dăruit iertarea păcatelor, să ne ocrotească prin harul Său în Hristos Iisus, Domnul nostru, spre viața cea veșnică. Amin.
dintre ostași a străpuns coasta lui Iisus și îndată a ieșit sânge și apă. Yeah.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl atotputernic. Te rugăm, Doamne, primește rugăciunile poporului Tău împreună cu aceste daruri, pentru ca jertfa începută în misterul pascal să ne dobândească prin lucrarea Ta tămăduirea veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și cu inimile. Îi mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit în această noapte, în care a fost jertfit mielul pascal Hristos, Domnul nostru. El este cu adevărat mielul care a luat asupra sa păcatele lumii, care prin moartea s-a distrus moartea noastră, iar prin învierea sa ne-a făcut părtași ai vieții dumnezeiești. De aceea întreaga omenire, mărturisind adevărul înfierii, tresaltă de bucurie, împreună cu puterile cele și corurile de îngeri, cântăm și noi imnumăririi tale, zicând fără încetare.
Sfânte și cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru, Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, îl sufletești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci el în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă cea de care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic. Ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ. Împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Oh.
îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, e împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește la pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim purura liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește Te-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești, domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui.
flori frumoase în buchet porți pe brațe. Spune-mi, frate bun, unde le duceai? Le duceam lui Hristos cel din groapă, în zăgol mormântul eu l-am să ne rugăm. Revarsă asupra noastră, Doamne, Tu cu iubirii Tale, pentru ca noi care am fost hrăniți cu tainele pascale, să fim mereu uniți prin iubirea Ta, prin Hristos Domnul nostru. Hristos, mielul nostru de Paște, a fost jertfit. Să sărbătorim așa. El ne-a spus, dacă bobul de grâu mare, dacă bobul de grâu așezat în pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce rod bogat. Aceste gânduri trebuie să mergem pe programul nostru spiritual în această perioadă pascală. Cu aceste gânduri trebuie să ne apropiem mereu de El. Noi vă mulțumim pentru că Îl căutați pe Iisus, că vă încredeți în El, că vă puneți speranța în El. Împreună cu El veți ajunge să treceți prin greutăți, necazuri, cruci până la înviere. Mulțumim pentru că dumneavoastră ați susținut și susțineți seminarul. Colecta care se face la Paște este pentru seminarul nostru. Și vă dorim din partea noastră, a Preasfințitului Aurel, a tuturor preoților noștri de la Episcopie, Parochie și numele tuturor surorilor noastre care lucrează în biserica noastră aici, să aveți cu toții o bucurie mare de Paște. Și vă spunem din inimă,
Hristos a înviat! Iubiți credincioși, vom începe acum procesiunea tradițională cu lumânarea pascală pentru a da mărturie despre Hristos cel înviat și pe străzile noastre. Ordinea va fi următoarea: în față va merge lumânarea pascală, apoi ministranții care vor da din clopoței pentru a fi și o mărturie publică, preoții, preasfințitul și toți credincioșii care vom cânta împreună pe străzile noastre Hristos a înviat. De asemenea, există două autoturisme care blochează accesul procesiunii noastre cu numerele Iași 09 CPM, Iași 14 ARL. Proprietarii rugăm să le mute pentru ca să ne putem desfășura rugăciunea noastră. Thank you.
Să purtăm în inimii lumină, să o ducem în casele noastre și la frații noștri. Să le spunem tuturor că Iisus a biruit moartea, păcatul, că Iisus este Cel care ne poartă spre înviere și slavă. Să le spunem tuturor că această bucurie trebuie să fie speranța noastră continuă. Această dorință o exprimăm dumneavoastră, dragi și iubiți credincioși, și prin pastorala noastră, și prin acest moment solemn. Vă spunem tuturor să fiți fericiți cu Iisus în viața dumneavoastră. Ne bucurăm acum să invocăm binecuvântare ca să ne putem întoarce acasă cu inima plină de bucurie, că Dumnezeu e cu noi. Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze Dumnezeu Atotputernicul astăzi în marea sărbătoare a Învierii și cu îndurare să vă ocrotească de orice răutate a păcatului. Dumnezeu care în prânvierea Fiului Său v-a renăscut spre viața veșnică, să vă dăruiască din belșug răsplata nemuririi. Voi care, după ce l-ați însoțit pe Hristos în pătimirile sale, celebrați acum bucuria pascală prin darul Lui, să ajungeți cu suflete pline de veselie la sărbătoarea bucuriei veșnice. Și binecuvântarea Lui Dumnezeu Atotputernicul a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace, aleluia, aleluia. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Sărbători fericite, bucurie tuturor!